Fără să fim înțeleși, cântarea care am cântat-o este exact tema din această seară. Dragostea Lui e lucrul cel mai minunat pentru noi și dea Domnul să fie. Să ne întrebăm în această seară dacă suntem mai mult iubitori de Dumnezeu sau iubitori de plăceri. Omul a fost creat cu capacitatea de a iubi. Și de a iubi cu plăcere, profund, total. Dar ispita diavolului, apărută încă din Eden, a venit cu noi plăceri. Și de atunci, pe baza libertății oferite de Creator, toată viața omul are opțiuni. În a se alia cu Dumnezeu, a rămâne cu ceea ce Dumnezeu îi oferă, sau a se asocia cu diavolul, cu ofertele lui, în parte reale, în cea mai mare parte nereale. Vă rog să rețineți așadar de la început că Dumnezeu nu este împotriva plăcerii, numai că Dumnezeu acceptă numai plăceri sfinte. Asta au de-a face inclusiv cu hrana. Dumnezeu i-a spus lui Adam și Eve să consume după plăcere. La sărbătorile din Vechiul Testament, scrie în Deuteronom 14:26, că puteau să consume după plăcere ceea ce își doreau. Dar și atunci, în vremea Israelului, Dumnezeu interzicea petrecerile de pe înălțimi, unde plăcerile aveau și un conținut imoral. Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar, când a zis, citesc Matei capitolul 6, versetul 24, că noi avem de ales și ceva tot alegem. Nu există om care să nu fie ori cu iubirea lui Dumnezeu, ori cu iubirea lumii. Matei 6:24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și oamenii, de regulă, de 6.000 de ani, aleg să slujească diavolului. Și pentru vremea din urmă nu vor face excepție, ba dimpotrivă, vor fi tot mai mulți care se asociază cu diavolul, scrie în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 4, că oamenii vor fi mai mult iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Haideți să ne cercetăm în această seară dacă suntem printre cei puțini iubitori de Dumnezeu și nu printre cei mulți iubitori de plăceri lumești. Oricum viața se consumă. Viața noastră este ca și plugul. Ori se uzează în brazdă, ori ruginește nearând. Cu ceva tot ne alegem. Finalul tot vine. Numai că finalul vieții limitate este debutul veșniciei. În două idei vreau să observăm din Scripturi cum putem să fim iubitori de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu este cerința fundamentală a Scripturilor. Dar părerea mea că este mai mult o ofertă a lui Dumnezeu decât o cerință. De exemplu, pentru un băiat, o fată poate să aibă anumite cerințe dacă el dorește să beneficieze de dragostea ei. Dar în această situație el poate gândi în două moduri. Eu trebuie să-i ofer acestei fete anumite favoruri. Sau poate să gândească, ce ar pe mine că această fată mi-acordă iubirea ei și eu doar răspund acestei iubiri. La fel trebuie să gândim și noi în raport cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a oferit iubirea Lui și oferindu-i iubirea noastră, de fapt, noi acceptăm iubirea Lui, nu facem nimic altceva. În plus, oricum noi nu legalăm pe Dumnezeu în ceea ce ne dă El, pentru că El este mult mai bogat. Inițiativa este a Lui. Lui a aparținut harul mântuirii pe care ne l-a acordat prin Domnul Iisus Hristos, putea să nu ne-l acorde,
Și noi decidem dacă răspundem acestei iubiri sau nu. Așa trebuie înțelese cerințele din Vechiul Testament, despre care vă citesc din cartea Deuteronom, capitolul 7, și alte versete din Deuteronom, mai întâi Deuteronom, capitolul 7, versetul 9. Să știi, dar, că Domnul Dumnezeu tău este singurul Dumnezeu, El este un Dumnezeu credincios și își ține legământul și îndurarea până al miilea neam de oameni față de cei ce îl iubesc și păzesc poruncile Lui. Deci noi, iubindu-L pe El, nu facem decât să ne păstrăm toate harurile care El ne le dă. Avantajul este al nostru. Întoarcem pagina, două pagini, capitolul 10, versetul 12 și 13. Acum, Israele, ce altă cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit. Repet, acceptând iubirea Lui, răspunzând la iubirea Lui cu iubirea noastră, noi ne păstrăm în sfera fericirii. În finalul cărții de Deuteronom, ca și o concluzie la ce le spuse în această carte, citim versetul 19 și 20. Eu, azi cerul și pământul, martor împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Deci alegerea ne aparține, dar alegerea înseamnă alege viața. Cum? Versetul 20. Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, și asta înseamnă ascultând de glasul Lui, lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilor tale, și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Iosua, urmașul lui Moise, a înțeles foarte bine aceste principii și le-a reiterat la finalul vieții lui. Citim din cartea ce îi poartă numele, capitolul 22, versetul 5. Aveți grijă numai să păziți și să împliniți poruncile și legile pe care vi le-a dat Moise, robul Domnului. Să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblați în căile Lui, să țineți poruncile Lui, să vă lipiți de El, să-i slujiți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Și întoarcem pagina 23:11. Vegheați dar cu luarele minte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Noul Testament este aceeași învățătură. Citim cuvintele Domnului Iisus Hristos din Ioan, capitolul 14. Și ferici de noi dacă vom înțelege. Ioan 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Versetul 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Capitolul 15, versetul 10. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Deci, este foarte clar din Vechiul și din Noul Testament că a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a accepta oferta iubirii Lui. De aceea scrie în Romani, capitolul 8, versetul 28, acel cuvânt foarte bogat, uneori greu de înțeles, dar toate sunt în jurul iubirii. Iubirea e acolo în mijlocul versetului, în mijlocul fenomenului. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, că cine iubește pe Dumnezeu intră în acest plan. Să mai adăugăm și 1 Corinteni, capitolul 2, din nou ceva înălțător. 1 Corinteni 2 cu 9. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu l-a auzit și la inima omului nu s-au suit,
Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Deci ceva de neimaginat, ceva ce noi nu puteam să ne realizăm în forma aceasta. Și același Ioan, despre care am citit în Evanghelie, nota în epistola lui, 1 Ioan 4 cu 19, exact ideea care am scos-o în evidență. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Deci cine înțelege iubirea lui Dumnezeu, n-are cum să nu-L iubească. Doamne, dă-ne pricepere. Și apoi ajută-ne să fim statornici în această iubire. Știți, spunea Pavel că cele mai puternice valori sunt credința, nădejdea și dragostea. Dar între ele primează dragostea. Nu va pieri niciodată, ea stă la baza relațiilor dintre Dumnezeu și ființele create. Și numai cine a ajuns să iubească pe Dumnezeu și semenii cu adevărat, poate să înțeleagă dimensiunea binecuvântată a iubirii. De aceea, în Vechiul Testament existau porunci foarte categorice împotriva celor ce ar fi încercat să-i abată pe evrei de la iubirea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel merge cu exprimarea până în extremis când zice în 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 22, dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatemă. De fapt, acesta e destinul. Nu-L iubești pe Dumnezeu, vei fi despărțit de El, alepădat, osândit. Asta e teoria. Practica iubirii se materializează printr-o viață în care faci totul ca pentru El, în numele Domnului. O viață închinată Lui, în slujba Lui, prin cuvinte și fapte ce Îl onorează. Să luăm câteva versete care scot în evidență acest adevăr. 1 Corinteni 10, versetul 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Pe cine îl iubești și iubindu-l pe Dumnezeu, vrei să-l scoți în evidență ca Dumnezeu și să-l onorezi prin tot ceea ce faci. Să înseamnă că și când stai la masă, recunoști că totul e de la El, sănătatea și mâncarea, timpul liber de a putea să mănânci în voie, vei fi mulțumitor cu ceea ce ai, vei fi gata să dăruiești și la alții. Iată și alte activități care toate trebuie făcute spre slavă lui Dumnezeu, Efeseni, capitolul 6, inclusiv activitățile profesionale, serviciu. Din dragoste pentru Dumnezeu ne vom comporta ca atare. Efeseni 6 cu 5, robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, ca de Hristos. Versetul 6, soluțiile, nu numai că sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu, slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Dar cuvintele cele mai bogate în acest sens sunt în Coloseni 3. De la versetul 17 la 24. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Adică oamenii cu care intrăm în contact, toate serviciile în care suntem implicați, trebuie făcute în așa fel încât în final să putem spune în numele Domnului sau așa am lucrat ca și cum ar fi fost Domnul sau ca pentru Domnul. Aici scrie nevestelor să fie supuse în Domnul, copiii să asculte cum să placă Domnului, totul e raportat la Domnul. Angajații, versetul 22, tot la Domnul, și versetul 23 este concluzia. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Când ai pe cineva drag, dacă te roagă, fă acest serviciu cu tare persoane.
Poate, după părerea ta, îi spune, nu merită. De ce să-l fac? Dar dacă persoana iubită te roagă, fă-l ca pentru mine. Atunci, cred că altfel vei face. Asta vrea Dumnezeu. Versetul 24, ca unii care știți că îți veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Să ne ajute bunul Dumnezeu. În felul acesta, Dumnezeu vrea să se dovedească. Spunea Domnul Iisus, vorbim cu ucenicii, cine v-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. În ce sens? Că Domnul Iisus tot ce a făcut, a făcut spre slava Tatălui. Nu și-a luat merite pentru sine, nu a acționat în voia sa și numai în slujirea Tatălui. Ca în toate Dumnezeu să fie proslăvit. Asta este dovada practică a iubirii pentru Dumnezeu. Facem ca pentru Domnul. Să observăm acum ce înseamnă iubirea pentru plăceri și cum se materializează, ca să ne ferim de vraja acestei lumi. Iubirea pentru plăceri înseamnă acceptarea activităților organizate de stăpânitorul acestei lumi. Diavolul a creat întotdeauna activități, a organizat, prin care vrea să dea satisfacție oamenilor în pofte. Și tot timpul există un conflict. Este o ofertă a înțelepciunii și a nebunii. Hai să ne deplasăm în Cartea Proverbe ca să observăm această diferență. Fiecare, cum am spus de la început, propune plăceri, dar în mod diferit. În Proverbe, capitolul 1, înțelepciunea scrie de la versetul 20 că se prezintă pe stradă, în piață, la poartă și spune oamenilor, 22, până când veți iubi prostia? Va plăcea, observați plăcerile, batjocura? Nu vă place știința? Întoarceți-vă! Și în mesajul ei spune la un moment dat, în versetul 33, cel ce mă ascultă va locui fără grijă, deci o va duce bine, va trăi liniștit, fără să se teamă de vreun rău. Care n-ascultă înțelepciune și primesc oferta nebuniei, vor ajunge, scrie aici, în nenorocire. Se vor hrăni cu roada umbletelor lor și, în final, liniștea, oferta de moment, momeala, nu-i decât o pierzare. Trecem la capitolul 9, acolo sunt puse în antiteză, din nou, versetul 1, înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei șapte stâlpi și-a jungat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa. Și-a trimis slujnicile și strigă de pe vârful înălțimilor cetății. Versetul 5, veniți de mâncați din pâinea mea, beți din vinul pe care l-am amestecat. Versetul 13, nebunia? Este o femeie gălăjoasă, proastă, care nu știe nimic? E așa de totuși la ușa casei sale, pe un scaun și ea pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte zice, apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. Și oamenii servesc. La masa înțelepciunii îi numer pe degete. Dincolo, greu de făcut socotelele. Asta e realitatea. Citim tot din Proverbe 10:23. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul. Găsește plăcere în rău. Dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Adică cel înțelept mănâncă și bea cu pricepere. Cum zice tot Solomon Eclesiastul, ca să-și oțelească puterea, nu ca să-ți dea la beție. Nebunul mănâncă și mai mult bea până își bea mințile, cum spune vorba românească. Tot Proverbe 21:17, cine iubește petrecerile? Și astea sunt de dorit de oameni. Sărbări ocazionate de evenimente din viață, din viața localității, din istorie și așa mai departe. Cine iubește petrecerile va duce lipsă. Cine iubește vinul și un de lemnul dresurilor nu se îmbogățește. Adică nu este nici aici un câștig în timp, dar
Oamenii sunt provocați și oferta e mare. Domnul a spus în pilda semănătorului că o parte din sămânță a căzut între spini și citim în Luca capitolul 8, ceea ce înșeală pe unii dintre credincioși care nu vin la biserică uneori că au alte activități, găsesc alte plăceri în loc să își facă timp de lucruri sfinte. Luca 8:14, sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care după ce au auzit cuvântul își văd de drum și îl lasă să fie înnăbușit de griji, bogății și plăcerile vieții acesteia. Și n-aduc rod care să ajungă la coacere, pentru că nu se poate sluji la doi stăpâni. Să ne amintim că în Cartea Judecător scrie de mai multe ori, fiecare făcea ce îi plăcea. Și cu asta i-a amăgit diavolul din totdeauna pe oameni. El este stăpânitorul acestei lumi, dar lasă pe oameni să umble în voia firii lor. La unul îi place unul, la altul altul. Deci credeți că există, de exemplu, o multitudine de sporturi? Fiecare să găsească ce îi place. Filme în toate domeniile și alte aspecte de plăcere din artă. Și apoi glume, distracții, show-uri, cum sunt acum cu imaginile televizate. Că fiecare să-și găsească locul la masa nebuniei. Că dacă ai sta să gândești, să raționezi, în final nu e decât o bătaie de joc unii de alții și diavolul de toți. Dar dacă n-au prins gustul lucrurilor sfinte, poate ați văzut oameni care vin la adunare, unii sunt cercetați și intră în sfera plăcerilor sfinte, alții stau ca pe spini. Cum zicea un biet copil care s-a și dus în lume, nici când a fost mare nu s-a pocăit, când îl întreba cineva cum a fost la adunare, zicea ca la pucărie, că nu putea bine zice toate literele, dar nu-i plăcea. Și s-a dus la altă pușcărie, unde diavolul aparent îi lasă mai lejeri, dar în final, cum spuneam zilele trecute aici la o predică, toată lumea asta e un mall mare, unde diavolul oferă ce vrei. Dar în final, gazează, distruge. Hai să mai adăugăm câteva versete din Cartea Psalmilor. Aici sunt trecute pasiunile oamenilor lui Dumnezeu care refuză aceste plăceri. Zicem Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Plăcerea celor răi, sfatul lor, calea păcătoșilor, scaunul celor batjocoritori. Vedeți? Îmi povestea bunicul meu de pe front că atunci când erau momente libere, românii, pasiunile lor erau să facă bancuri, să batjocorească. Italienii, spune că s-aranjau, se spreiau, se parfumau. Nemții erau mai tare cu cititul. Dar câți oameni în momentele libere, pentru că astea ne descoperă, și nu doar pe front, ci în libertate cu atât mai mult, își găsesc pasiunea despre care scrie în continuare. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Plăcere? Unii cred că a face un studiu intensiv, asta e ceva obositor. E ca și cum ai studia o materie în vederea unui examen, dar nu-ți place. Nu este adevărat. Autorul Psalmului 119, din care vă citesc doar două versete, scotea în evidență ce mare plăcere are el de Cuvântul Lui Dumnezeu, refuzând orice altceva. Versetele 47 și 167. Mă desfătez în poruncile tale, că și le iubesc. Deci, eu cred că și în seara asta, la studiul Bibliei, n-ați venit de silă. 167. Sufletul meu ține învățăturile tale și le iubesc mult de tot. Ferice de oamenii care, chiar într-o lume afectată major de plăcerile oferite de diavolul, găsesc plăcere în Dumnezeu, chiar în durere uneori. Asaf și-a pus astfel de întrebări.
Scrie el în Psalmul 73, versetul 12, așa sunt cei răi totdeauna fericiți, își măresc bogățiile, râd. Sunt în plăceri, nu? Și spune, Doamne, versetul 14, eu sunt lovit, pedepsit, am încercat să mă bucur cu ei, îmi dau seama că n-are gust, finalul e dezastros, versetul 17, soarta de la urmă, versetul 19, sunt prăpădiți. Și atunci își dă seama, versetul 22, când gândeam că poate fericirea afară, eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, îmi vei căzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Îndrăzesc să spun că uneori oamenii pe pământ sunt mai proști decât animalele. Povesteau niște frați din Republica Moldova că era toamnă, se culegeau viile, se făcea vinul și o vacă unui gospodar a intrat în curte și a băut. S-a îmbătat bietul animal, nu l-a mai stăpânit nimeni până noaptea. Răgea, umbla de capul ei. În fine, i-a trecut beția la vacă pe a doua zi, dar ce să vedeți, următoarea zi când se vină de la ciurdă, n-a mai vrut cu capul odată să intre în curte până n-au dus vasul de acolo, din care băuse ea. Și au zis, măi, asta e mai cu minte decât oameni. L-a întrebat cineva odată pe un țăran care se îmbăta, zice, măi, calul tău s-a îmbătat vreodată? Și de ce nu bea toată fântâna? Zice, nu, calul e cu minte, bea apă până se satură și gata. Și da, tu de ce bei peste ceea ce se satură? Deci uneori oamenii în plăcerile lor coboară sub regnul animal. Sau să ne gândim la imoralitățile care se petrec între oameni. Animalele nu sunt în stare de așa ceva. De asemenea nebunie. Cum spunea cineva, când zic unii oameni că-s din maimuță, jignesc maimuțele. Că au coborât mai jos decât ele. Să ne ajute Domnul să avem pricepere. Însă dintre toate formele de plăcere pe care diavolul le-a pregătit în lumea asta, cele mai puternice sunt cele oferite de idolatrie. Pentru că aici nu sunt doar plăceri carnale, ci și de natură spirituală este o seducție mult mai puternică. Și vom vedea la exemple când voi aminti Babilonul, că atunci când se întâlnesc senzațiile spirituale cu cele sufletești și fizice, omul este sedus în mod total. Spune Cartea Sfântă în Osea, capitolul 9, versetul 10, am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie, am văzut pe părinții voștri ca pe cele din tâi roadele unui smochin de primăvară. Deci totul a fost frumos până la un moment dat. Dar s-au dus la Baal Peor, s-au pus în slujba idolului scârbos și au ajuns urâcioși, ca și acela pe care îl iubeau. De aceea, în mod deosebit, recomandăm credincioșilor să n-aibă nicio tanzență cu tot ce ține de domeniul ocultului, vrăjitorie de nicio formă, horoscop sau alte forme, ca cele de medicină alternativă, prin care oamenilor li se creează sugestii speciale, sau tot ce ține de yoga sau alte practici orientale, chipurile ca atunci intri într-o stare de extaz, când colo intri sub stăpânirea demonilor. În final aici se va da bătălia între a rămâne cu plăcerile sfinte sau a fi atrași de plăcerile lumești. Și textul cel mai de referință pentru viitor este 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Ne aflăm în fața unei rătăciri de proporții la nivel mondial. Se va ridica un împărat pe pământ cum n-a fost niciodată, dar vă rog să rețineți, diavolul pregătește terenul. Cum mi-am spus cuiva care zicea, eu nu primești 666 și am zis, stai din gură că tu ești deja la 660. Că după ce le-ai acceptat pe rând pe toate, ultimele puncte se adaugă așa, din oficiu. 2 Tesaloniceni 2, de la versetul 7, căci taina fără de legea și început să lucreze.
Cum lucrezi asta în afară de lege? Cu plăcere. Nu cu plăcere a fost sedus Adam și Eva. Pomul era plăcut. Versetul 9. Arătarea acelui ultim rege care va întruchipa toate formele de la toate fiarele, după cum spunea cartea Apocalipsa și cartea Daniel, arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne, puteri mincinoase și cu toate măgirile nelegiuirii. Știți cine scapă? Cine l-a iubit pe Dumnezeu și nu i-a plăcut lucrurile lumești. Ascultați ce citesc acum, versetul 10. Pentru ca cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți, adică nu există excepție, care n-au crezut adevărul, și au găsit plăcere în nelegiuire. Deci ori de câte ori vreo plăcere păcătoasă este acceptată de noi, înseamnă că suntem deja orbiți și vor fi oamenii orbiți și tot mai orbiți, până când în final se vor închina balaurului, fără conștiință. Pentru că seducția merge ca beția din aproape în aproape, pentru că toți cei n-au crezut adevărul. Și ce înseamnă să crezi adevărul? Să-L iubești, să-ți placă Scriptura. Să fii încântat de poruncile lui Dumnezeu, că asta înseamnă iubirea în fond, de felul lui de a fi, de a gândi, și-au găsit plăcere în nelegiuire. Și oamenii aceștia vor fi înșelați. Diavolul avea drept să facă minuni, vor fi oameni cu capacități extraordinare, Hitler va fi doar o istorie ușoară, că doar și el a fost ales în mod democratic, e recunoscut în istorie prin discursurile sale fulminante, a reușit să tragă Germania acel război care a decimat 50 de milioane de oameni și până oamenii să se trezească, dar în final nu va mai fi chip de scăpare. E ultima generație, de aceea să fim foarte atenți și bunul Dumnezeu să se îndure de noi. Să nu acceptăm plăcerile lumești, pentru că toate aceste prăjituri demonice sunt cu o travă, cu capacitate de seducție. În final, de altfel, pe toată această perioadă de seducție, oamenii sunt căutători de noi și noi plăceri. Dar aceste plăceri nu vor fi niciodată o satisfacție de plină. De ce un drogat cere doză mai mare? De ce oamenii stricați n-au limită? Pentru că nu există împlinire și se caută tot ceva mai mult și diavolul le spune, a, vă ofer, mărește prețul, îmbunătățește reclamele, până când îi distruge. Dar nu sunt fericiți. Dacă ar fi fericiți, de exemplu, sunt iubiri romantice promovate în filme, în cărți, sunt fericiri acelea? Țin câteva luni, câțiva ani și totul se pierde? Spectacole, unde oamenii li se pare că sunt al treilea cer. Când se termină acele spectacole, în mod deosebit cele cu tentă rock, oamenii acuză dureri de cap, spasme, merg la psihiatru. Oamenii sunt terminați prin aceste plăceri. De fapt, sunt distruși. Noi suntem curțați. Dacă ne vom găsi plăcerea în legea Domnului. Amin. Să luăm câteva exemple. Babilonul antic, de care spuneam, și postmodern, l-am numit reședința plăcerilor lumești, orașul destinat distrugerii fulgerătoare. Știți cum a fost distrus Babilonul? În noaptea ospățului Belșațar. Spune Cartea Sfântă, Daniel, capitolul 5, marea lor plăcere a fost să bea vin în cheful vinului, a poruncit să aducă vasele de aur. Observați, au devenit batjocoritori. Au dus vasele din templu, au băut nevestele, țitoarele, versul 4, au lăudat pe Dumnezeu de aur, argint. În clipa aceea Dumnezeu a intervenit și s-a terminat cheful cu
dezmembrarea încheieturilor și dezmembrarea Imperiului. Scrie aici în capitolul 5, sunt cuvintele lui Daniel de la versetul 22, dar tu, Belșațar, fiul lui, nu te-ai smerit inima, măcar că ești tot aceste lucruri. Te-ai înălțat împotriva Domnului Cerurilor. Versetul 24, de aceea l-a trimis acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. A fost naiv până în final, i-a spus lui Daniel, vei avea locul al treilea în împărăție. Și după ce i-a tâlcuit, i-a spus asta. Dar ce să mai fac cu locul al treilea? M-am dat de câteva ore, nu? Spune final, versetul 30, dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât. Și în Apocalipsa 18 este scris că tot dezmățul acestei lumi, de la Hollywoodul filmelor până la locurile de plajă, de petrecere, la toate stadioanele și ce se întâmplă în lumea asta și mai auzim uneori că de văzut nu vedem și nici nu-i bine de văzut, scrie în Apocalipsa 18, versetul 8, tocmai pentru aceea într-o singură zi vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea, foametea. Versetul 9, și împărații pământului care au curvit sau dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge, o vor boci. Se va termina într-o singură zi cu toate desfătările. La noi, atunci încep din plin. Ce frumos! Un alt exemplu negativ, Solomon, omul care a încercat să împletească fără succes cele două iubiri. În 1 Regi 3 cu 3 scrie că iubea pe Domnul, dar și-a permis înălțim ceea ce tatăl său David n-a făcut. Iar în Eclesiastul capitolul 2 se destăinuie el, se crede că această carte a fost scrisă la bătrânețea lui și povestește moșneagul, măcar că nu era așa bătrân pe când a murit, dar era obosit oricum. Eclesiastul 2, am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Experimentul Solomon, experiment nereușit. Versul 2, am zis râsului, ești o nebunie veseliei, te înșel degeaba, am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin. Îmi spunea un slujitor despre un bărbat care a fost dat afară din biserică pentru că consuma băuturi alcoolice. Și soția lui a zis, frate, uite acum am îmbătrânit, avea peste 80 de ani, hai să-i dai cina Domnului, poate moare, să-l mântuie Domnul. Merge fratele și spune, frate, eu îți dau paharul Domnului dacă te hotărăști să nu mai iei paharul dracilor. Și zice, moșul nou, la ăsta nu renunț. Avea 90 de ani, îi dădea apa așa cu pipeta și îi spunea, toarnă puțin vin în ea. Bietul bătrân. Nu s-a putut dislipi. Bine că Solomon s-a pocăit la bătrânețe. A început cu vin, ce voi stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiul oamenilor sub cerul în tot timpul vieții lor. S-a pregătit economic, apoi am trecut la distracție. Versetul 8, mi-am adus cântăreți, cântărețe. De trăia Solomon acum își băga toate canalele. Și o mulțime de femei. Versetul 10, tot ce mi-a poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie și am lăsat-o să se bucure toată truda mea și aceasta mi-a fost parte din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă, versetul 17, am urât viața căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. El a fost sincer, a ajuns să vadă, să recunoască plăcerile care le-am râfnit și a ajuns la ele. A avut capacități, n-a fost ceva vreun bun de import pe care Solomon să nu-l fi obținut. Cadoul îl primea. Și în final, ce a zis? Totu-i goană de pământ. Nu-i nicio valoare. O rudenie de-a soției care e necredincios și ocupă o funcție în societate, zice într-o zi, eu sunt lămurit. Lumea asta este un butoi de rahat cu un dej de miere deasupra. Așa au spus ca un om de lume. Dar din nefericire,
avem poate tineri sau, cum spuneam, de moșul ăsta și bătrâni roșii care dau cu degetul. Așa să lingă și ei puțină miere. Să aibă Dumnezeu milă de noi și să ne trezească. Și ultimul exemplu la cele negative, Dima. Omul care a abandonat misiunea sfântă pentru lucrurile din lume. 2 Timotei 4:10, e cunoscut, nu mai citesc. Pavel era în închisoare și a zis, m-a părăsit pentru lume. Și avem o poezie noi cu Dima, nu știu cât este de inspirată, dar ne putem imagina fiecare bietul de el. Ce senzație o fi trăit după aceea. Să trecem la cele pozitive. Avram, omul care a iubit pe Dumnezeu mai mult decât orice. Dumnezeu i-a dat proba supremă despre care scrie în Genesa 22. Dumnezeu i-a vorbit direct. Versetul 2. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moreș, atul arde tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Știți cum se vede dacă iubim pe Dumnezeu? Dacă ne-ar spune să renunțăm la cea mai mare plăcere a noastră. Dacă la vreunul îi plac filmele, sportul, știu eu ce distracție. Ți-ai luat bilet să te duci nu știu unde. Dacă Dumnezeu ți-ar cere, rupe biletele, nu te mai duci. Renunță la asta. Dacă o poți să o faci, îl iubești pe Dumnezeu. Și din text nu se vede că Avram să fi șobăit. Măcar că inima era strânsă. A pus mâna pe cuțit. Dumnezeu s-a jurat. Și scrie în 2 Cronici 20:7 că Avram iubea pe Dumnezeu. M-am gândit când am scris despre el aici, când l-a chemat Dumnezeu, cum s-a desprins de țara lui. Nu cred că a fost ușor. Imaginați-vă să ne spună Dumnezeu, pleci din Arad, să faci bagajul și te plimbi prin Kazahstan. Așa, o vreme aici, un timp dincolo, și s-a dus fără să știe unde, fără să fi căpătat cele făgăduite. L-a iubit pe Dumnezeu și Dumnezeu a rămas într-o relație cu el peste generații. Dumnezeu se numește Dumnezeul lui Avram. Dumnezeu unuia care l-a iubit, care i-a acceptat iubirea. Nu-l găsim pe Avram legat de nimic, el avea avere, dar n-a fost legat de avere. N-a fost lacom. Pentru el Dumnezeu a fost totul. Alt exemplu, David, omul după inima lui Dumnezeu. Citim despre el în Psalmul 16. Versetul 1. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Versetul 5. Domnul este partea mea de moștenire, paharul meu. Versetul 6. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintesc pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inimă. Și cânta David. Se ruga lui Dumnezeu, psalmii aceia frumoși, în momente de bucurie sau de necaz. Și-a dovedit iubirea față de Dumnezeu și în plan material, că aici e bătălia între Mamona și Domnul, 1 Cronici 29, a pregătit materiale foarte multe pentru templu. Scrie în 1 Cronici 29 cu 2 și a întrebuințat toate puterile pentru aceasta. În versul 3, mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu. Se vede dacă îl iubim pe Dumnezeu și când se face colecta. Prin ceea ce contribuim, prin... Cum spuneam la început când am vorbit în partea teoretică și apoi am amintit dimensiunea practică, prin tot ceea ce facem. Prin felul în care îl pomenești pe Dumnezeu, cum ți-amintești de El... Dacă îți vibrează vocea vreodată, dacă lăcrimezi de bucurie, dacă, zice,
psalmistul, în timpul privegherilor, de noapte mă gândesc la tine. Dar cum să nu ne gândim la Domnul, că e cel mai frumos dintre toți? Și oamenii iubesc hidoșenii. Nu ne-a creat Dumnezeu frumos. Și oamenii se tatuează, se chinuie. Trebuie dovadă că nu iubesc moda lui Dumnezeu. Și un exemplu feminin, Ana, scrie în Luca capitolul 2, versetele 37 și 38, rămasă văduvă, dar vă rog să vă gândiți nu doar la bătrânețea ei, ci la anii ei. Ascultați. Spune versetul 36. Trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei și apoi până la 84 de ani văduvă. Hai să spunem că s-a măritat cu toate indulgențele. La 30 spun, dar atunci se măritau la 15, nu la 30. Și au fost 50 de ani, sau cum se spune de Enoch, 300. Slujea zi și noapte lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. Și atâta entuziasm avea, scrie 38, a venit și în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Anii nu i-au stins focul cu aceeași pasiune. Să încheiem cu două afirmații. Fiecare om este cercetat de iubirea lui Dumnezeu. Cândva, într-un mod mai tainic sau vizibil și pentru alții, Dumnezeu ne cercetează cu dragostea Lui. Noi atunci acceptăm sau refuzăm. Dar cei de reținut și mai târziu peste ani de pocăință, de trăire cu Dumnezeu, noi din nou avem opțiunea să rămânem în această dragoste sau să o părăsim și să revenim la lume. Adică Dumnezeu ne lasă toți anii cât trăim pe pământ să decidem. Îl alegem pe El și rămânem cu El sau nu. Ce trist să spună Dumnezeu, cum a zis despre Israel, scrie în Ieremia 2:2, mi-aduc aminte de dragostea ta când erai tânără, când mă urmai în pustie într-un pământ nesemănat și apoi dus într-o țară semănată de El, aveau de toate și au întors spatele. Cum vine asta? O fată să iubească pe un băiat săraci prin închirie, el să-i facă palat și ea să fugă. Da, și-au făcut evreii. Dumnezeu le-a dat de toate. A fost cea mai frumoasă țară pe care o căutase pentru ei și ei l-au abandonat. Dar nu doar în Vechiul Testament în asemenea situație, Efes, Apocalipsa 2:4, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ce fusese la Efes, spune în Cartea Faptele Apostolilor, cum s-au pocăit, ce dăruire, și apoi încet, încet, au rărit-o cu adunarea, n-au mai cântat, au început să se delecteze, au acceptat alte și alte activități în viața lor și iubirea s-a reorientat. Așadar, să valorificăm această ofertă divină, primind dragostea Lui și păstrând-o. Dacă Dumnezeu ne iubește cu iubire veșnică, cum făgăduia prin profetul Ieremia, să-L iubim și noi pentru vecii vecilor. Și cum se spunea aici duminică seara de femeia aceea care la botez a zis adio lume, apoi așa să fie și la noi. Să terminăm pentru totdeauna cu toate gusturile lumești care au fost gusturi false. Și vă rog să mă observați ceea ce eu am numit paradoxul iubirii. Asta se poate întâmpla numai la pocăiți. Să nu fii iubit de lume, că noi nu suntem iubiți de lume, credincioși. În schimb, Dumnezeu ne-a iubit atât de mult. Noi să renunțăm la Cel ce ne-a iubit atât de mult și să ne întoarcem la lumea care nu ne iubește. Și asta va fi durerea eternității nefericite, pentru că în final nu vom putea să mă obținem
iubirea lumii și pe când să o obținem, vine vremea când ne trec poftele. Asta ar fi cea mai mare tragedie. Să te fii pocăit în tinerețe și spre bătrânețe să te întorci din nou în lume. Repet, să renunți la cel ce ne-a iubit atât de mult și să te întorci la cei ce nu te iubesc. Exact așa a pătit Israelul. Ibovnicii care s-a dus simbolic vorbind, n-au iubit Israelul. L-au distrus. Și Dumnezeu le spunea, nu vrei să te întorci înapoi. Și zice în Osia 2:7 că și-a făcut calculul și a zis, eram mai fericit atunci decât acum. În Evrei 11:24 scrie că plăcerile lumii sunt de o clipă. Și asta ne este foarte clar. Dar dacă e așa, atunci haideți să ne gândim, vă citesc în final două pasaje, le-am lăsat la urmă așa să ne rămână în minte, să fie ca o glazură peste ce am turnat în această seară. Filipeni, capitolul 4, versetul 8, încolo, și-a zice eu de azi încolo, frații mei și surorile mele, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, și acum ceva frumos, tot ce este vrednic de iubit. Când ne provocă diavolul cu o plăcere, tinerilor, uitați-vă bine, e vrednic de iubit acel lucru. Sunt băieți sau fete care au renunțat la biserică pentru o iubire a unui băiat sau unei fete din lume. Și ce tragedii sunt descrise apoi. Nu a fost decât înșelăciune. Îi spuneam unei fete, auzi, fiind vorba de un bărbat cu mulți ani mai în vârstă decât tine, ești o copilă, omul acela nu vrea decât să profite de tine. În final se va râde și tu vei ajunge să plângi, vei fi o victimă. Dar provocările sunt puternice. Oamenii sunt slabi, dacă nu se alipesc de Domnul, vor fi foarte vulnerabili. Deci rețineți să cântărim orice lucru este vrednic de iubit. Și dacă nu e vrednic, nici să nu privim. Și ultimul citat, 1 Ioan 2, de la versetul 15 la 17. Nu iubiți lumea, nici ea nu ne iubește, nici lucrurile din lume, sunt otrăvuri demonice. Și acum atenție, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, deci ori iubirea lui Dumnezeu, ori plăcerile lumești. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lodroșia vieții, mare minune, nu? Să te pună la panou, ca apoi să te bată, ba ploaia, ba să te rupă alții, că trebuie să pună altă poză în loc. Mare afacere, nu? Nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece și încă trece repede. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Ce onoare, ce binecuvântare! Doamne, îți mulțumim că ne-ai iubit, ajută-ne să te iubim cu toată inima, și dă-ne pricepere și dă-ne putere să refuzăm orice ofertă demonică. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.